Do I resemble you at all? And why do you live like? Is there anything that runs in our blood? Adopția. Un univers într-un singur cuvânt. Mă bucur că ești aici, mă bucur că în câteva zile o să trăiești una dintre cele mai frumoase experiențe ale vieții tale și sper că totul va merge bine și sunt absolut convins de asta. Îți mulțumesc că ai venit în România. Încercam să mă pun în pielea ta și să-mi imaginez cum ar fi să compun cântecul ăsta și să trebuiască să-l cânt. Cred că n-aș fi reușit să-l duc la capăt. În niciun caz. Felicitări! Tu ai creat o atmosferă foarte apăsătoare. Atât în mine, cât și în sală, din cât eu pot să aud. Eu cred că muzicienii sau artiștii în general, de orice fel de gen, sunt un soi de șamani care induc stări. Și asta este scopul de bază. Pentru faptul că ai reușit să creezi o stare foarte rară în rândul unui public atât de larg și în mintea mea tot, eu o să-ți dau un da. Mulțumesc.
Nu știu dacă reacția voastră era, sau a colegilor mei era aceeași, dacă nu exista povestea la început. Nu era aceeași, cu siguranță. Tu cânti mai bine cu pianul decât cu vocea. Și cu tot dragul și cu respect pentru povestea ta, de la mine ai un nu. Ai daul meu pentru a te încuraja neapărat. Vreau să înregistrez piesa asta. Pentru toată această apariție, și pentru muzică, și pentru poveste, și pentru tine, ai un da de la mine. Nu a fost doar povestea. Eu cred că are voce, ea a făcut niște chestii foarte constructive vocal, care denotă clar faptul că are intenții clare muzicale. Let me give you something. This is my rose. Thank you so much. Thank you so much. Faptul că a pus pe foaie și a scris cântecul acela dă dovadă de, nu știu, un om profund, un om matur și o fire de artist. It's a nice song. It really is a nice song. I hope you'll be happy. N-a cântat perfect. Dar momentul ei a fost... Mamă, iar o să vorbesc, citesc din mănică, unul special. Oh, my goodness.